Consumul de bere crește semnificativ riscul de accident vascular cerebral. Rezultatele au arătat că alcoolul, în general, crește riscul de hemoragie cerebrală cu 50%. Cu toate acestea, cifra diferă în funcție de tipul de alcool consumat. Potrivit specialiștilor de la Institutul Canadian pentru Cercetarea Sănătății Populației, consumul de bere crește semnificativ riscul de accident vascular cerebral, informează jurnalul Neurobiology. În scopul studiului, experții au studiat obiceiurile alimentare a 26.000 de oameni. Rezultatele au arătat că alcoolul, în general, crește riscul de hemoragie cerebrală cu 50%. Cu toate acestea, cifra diferă în funcție de tipul de alcool consumat. 5 băuturi alcoolice pe lună au crescut riscul de accident vascular cerebral cu 29%, de accident vascular cerebral hemoragic cu 76%. 5 doze de alcool sunt egale, de exemplu, cu 5 șaturi de vodcă sau 2 halbe și jumătate de bere. Potrivit cercetătorilor, berea este cea mai dăunătoare băutură alcoolică pentru creier. Consumul acesteia crește riscul de accident vascular cerebral cu 21% și de accident vascular cerebral hemoragic cu 73%. Vinul, pe de altă parte, nu are niciun efect asupra funcțiilor creierului și asupra sănătății organismului în ansamblu. Cu toate acestea, oamenii de știință subliniază că alcoolul, indiferent de tipul său, trebuie consumat în cantități limitate. Specialiștii amintesc că există două tipuri de accident vascular cerebral: hemoragic, care este mai rar, dar cu o rată a mortalității mai mare, și ischemic. Un accident vascular cerebral hemoragic este cauzat de o ruptură a unui anevrizm cerebral sau o scurgere de sânge dintr-un vas cerebral slăbit. Un accident vascular cerebral ischemic apare atunci când un vas de sânge care transportă sânge la creier este blocat de un tromb sau cheag. Hipertensiunea arterială este cel mai important factor de risc pentru acest tip de accident vascular cerebral.